PNL Maramureș a depus listele cu candidații partidului la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Astfel, pe lista pentru Senat se află Cristian Niculescu Țigârlaș, Ioan Turcsin, Anca Minodora Hendea Costin, Doru Alexandru Lazăr și Valeria Mirela Brezoschi. Partidul Național Liberal, filiala Maramureș, are cu siguranță cea mai bună echipă. Are o echipă puternică, o echipă care este capabilă să promoveze Maramureșul, să sprijine Maramureșul, să sprijine proiectele județului Maramureș. Echipa lui Bogdan, echipa din spatele meu, echipa cu care ne prezentăm în fața alegătorilor județului Maramureș, sunt convins că în 4 ani de zile va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a promova proiectele pe care le-am promis. Sunt mândru și onorat că fac parte din echipa PNL Maramureș, din echipa Lionel Bogdan, o echipă pregătită din profesioniști, din oameni integri, care merg în Parlamentul României să modernizeze Parlamentul și să modernizeze România. Aceasta este ținta noastră. În alt ordine de idei, ca parlamentar, voi susține toate proiectele care au fost incluse în planul lui Bogdan, plan care a adus Maramureșului un președinte tânăr, puternic și pregătit pentru ceea ce înseamnă 4 ani de guvernare locală. Pe lista pentru Camera Deputaților sunt Călin Bota, Florin Alexandru Alexe, Felician Ciceu, Anișoara Mihali, Vasile Dorinel Alb, Mitru Leșe, Ioan Mătieș, Vladimir Petruț și Gabriel Bogdan Ștețco. Așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă, Partidul Național Liberal a venit în fața noastră cu o echipă de oameni serioși, o echipă de oameni responsabili, o echipă de oameni bine pregătiți, care, așa cum am demonstrat în ultima perioadă, vor face totul ca acest slogan de campanie, acest motto cu care ne-am prezentat în fața electoratului, Dezvoltăm România, să demonstrăm că poate fi realizat începând de aici, din Maramureș. Pornind de la a pune Maramureșul pe roate, pornind de la a pune în aplicare planul lui Bogdan și pornind de la aceea că, așa cum am demonstrat până azi, suntem capabili să ne asumăm responsabilități pe care alții le-au evitat în această perioadă. Ieri a fost ultima zi în care s-au mai putut depune la birourile electorale de circumscripție listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.